Pacienții din Moscova sunt inoculați cu vaccinuri COVID fabricate în Rusia, care sunt expirate. Epidemiologii spun că acestea nu sunt periculoase, însă sunt ineficiente împotriva COVID-19. Conform Digi24, Rusia are aproape 30 de milioane de doze de vaccin împotriva coronavirusului, care au depășit termenul de valabilitate și valorează mai mult de 23 de miliarde de ruble, au declarat surse din Ministerul Sănătății pentru Moscow Time. Ministerul nu a comentat oficial relatările, deși a emis anterior ordine de a extinde durata de stocare a vaccinurilor și a aprobat folosirea acestor doze. La sfârșitul lunii mai, activistul politic Elvira Vicareva a spus că a fost vaccinată cu o doză expirată la policlinica numărul 218 din Moscova. Prima dată mi-au făcut injecția și apoi, când am întrebat, mi-au arătat flaconul, a spus ea, eram într-un experiment medical. Reporterul Moscow Time, Dimitri Gladishev, a primit de asemenea o doză cu vaccinul rusesc Sputnik, care expirase în aprilie, când era la centrul comercial GUM din Moscova. Când Gladishev a făcut referire la data de expirare de pe flacon, i s-a spus că personalul a primit o hârtie care aprobă folosirea. Reporterului s-au arătat și documente aprobate de Ministerul Sănătății de la Moscova, care extinde perioada de valabilitate a dozelor înghețate expirate de la 6 la 9 luni și a vaccinurilor lichide de la 2 la 6 luni. Ministerul mai spune că personalul medical ar trebui să continue prioritizarea și folosirea vaccinurilor care au expirat în ianuarie, februarie, martie și aprilie. The Moscow Time a trimis ulterior o cerere formală către Ministerul Sănătății cerând detalii despre studiu, însă nu a primit niciun răspuns. Epidemiologii intervievați de The Moscow Time spun că vaccinurile expirate sunt inutile și nu vor oferi vreo protecție împotriva coronavirusului. O clinică privată din Moscova cere $164 per vaccin. Prețul include un test PCR obligatoriu, o scurtă consultație medicală și vaccinarea în sine, însă clinica spune că vaccinul este gratuit. Rusia raportează în prezent aproximativ 3500 de noi cazuri de COVID-19 pe zi, dintre care 1800 sunt cazuri serioase internate în spital. Aproape 100 de oameni mor zilnic acum din cauza infecției în Rusia.